toți încerc să faci afaceri, dar spune în concret câți bani ai, la ce te pricepi, ce skill ai, ce educație ai, ce experiență ai, și atunci spun concret, exact, step by step, ce afacere să faci, când să o faci și cât să investești. Spus concret o chestie care nu are nimeni în România. Sper să reușească, dar dacă mă ascultă, sigur va reuși și sigur îl văd pe Steven un milionar peste 3, 4, 5 ani cu ideea pe care am dat-o eu. Când am plinit 18 ani, am zis ce mașină vrei să-ți iau, și văzând cu ce mașină umbliu, cu Ferrari, cu Porsche, cu Bentley, cu nu știu ce, m-am gândit că o să-și dorească o mașină. A fost și un test pentru mine, să văd cam dacă n-am muncit degeaba cu el până la 18 ani. Și zice, vreau un Polo că-s la început și să pot să-l parchez ușor. Și am cumpărat Volkswagen Polo, știi? Și atunci am avut o satisfacție extraordinară, că copilul știa că puteam să-i cumpăr și Bugatti cu 3 milioane și a cerut un Polo. Și atunci am zis, băi, e pe calea cea bună și merge în direcția bună. Pentru că e foarte important la copii să le dai educație, să le dai o meserie și ei singuri să se descurce, nu să îl îmbuibi de bani. Salutare și bine ați revenit la podcast, aici la Podcast România. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi și vă mulțumim pentru comentariile pe care le lăsați în fiecare săptămână și pentru interacțiunea pe care o aveți cu noi. Și astăzi avem un invitat deosebit. Alături de noi este Sorin Constantinescu. Salutare, Sorin. Salut, și Vasile, salut. Bine ai venit la noi în studio de podcast. Și mă bucur că sunt acasă. Primul podcast pe teritoriul meu, să zic așa, la Arad. Mă știi că doar zic și Cula, am copilărit la și Cula, am făcut liceul la Ineu și sunt acasă și mă simt bine acasă. Sorine, așa cum te-am mai întrebat și altă dată, cum ți se pare revenirea acasă aici în vestul României? Am un feeling foarte bun și foarte pozitiv, că tu știi că locurile natale pot să fie oriunde, Las Vegas, pe iahturi, pe avioane, pe nu știu ce, ca acasă nu-i nicăieri, să simți pământul, să umbli de scult, să te duci pe dolmă la Crișul Alb și să stai acolo, nu se compară cu nimic ca feeling-ul ăsta. Și mă bucur că sunt înapoi aici, sunt puțin dezamăgit de cum arată Aradul, pentru că am fost la Oradea acum de curând și am văzut cum s-a dezvoltat Oradea și cred că meritam și noi să arătăm ca Oradea, știi? Păi o să fim și noi Las Vegas-ul Europei. Nu Las Vegas, că nu, tocmai asta e, că e partea negativă, că tot centrul Aradului e plin de manet, de păcănele, de clădiri distruse și nu, asta înseamnă să fii Las Vegas, înseamnă să tu ca primar să fii gospodar, să îți renovezi măcar centrul orașului, să clădirile astea istorice, păcat de ele să se dărâme și să fie paragină, știi? Da. Astăzi ai fost la un eveniment la Universitatea Aurel Vlaicu, acolo unde lucrez și eu, și îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să vii și spun aici drag public încă o dată mulțumiri pentru faptul că ai acceptat această invitație. Cum ți se pare interacțiunea asta cu tinerii, cu studenții, cu mediul academic, cu firmele care au venit acolo? E foarte fain, pentru că vezi copii care într-adevăr vor să facă ceva în viață și nu se duc după mirajul ăsta îmbogățirii rapide care se promovează din păcate și pe televiziuni și pe rețele de socializare și pe TikTok și pe Facebook peste tot. Sunt copii care au înțeles că ca să poți să reușești în viață trebuie să urci pe scări, nu cu liftul, cum zice Mandachi de la Iași, și a pus și pe hotel acolo la lift și a pus urcă pe scări, nu cu liftul, și mi-a plăcut foarte mult și de-aia repet și am ținut minte chestia asta. Și are dreptate, ca să poți să faci ceva pe termen lung nu poți să faci peste noapte și trebuie timp, răbdare, cum a zis părintele Cleopa, răbdare. Dar din cauza internetului ăsta și din cauza influenței negative pe care o are internetul, copiii ăștia, foarte mulți, nu mai au răbdare. Cei care m-am întâlnit eu azi cu ei și am văzut că au venit acolo să vadă ce locuri de muncă disponibile sunt după ce termină facultatea și au pus întrebări pertinente la seminar, am văzut că au o altă calitate morală și o altă educație și chiar am fost impresionat și plăcut surprins de calitatea lor morală și educațională. Da. Te consideri un model în viață? Te consideri un model pentru tânăra generație, pentru oamenii de rând, pentru oamenii care caută speranță? Acum, în ultimii câțiva ani, da, dar înainte am activat într-o industrie mai puțin morală, să zic așa, în industria jocului noroc. Am ajuns într-o conjunctură, că am terminat facultatea în 90, construcțiile, și nu erau locuri de muncă și așa a fost să fie. Aveam 23 de ani, dar pe parcurs, maturizându-mă și primind diferite semne în viață și dând falimente și așa, mi-am dat seama că nu e calea cea bună și încet, încet m-am îndreptat spre alte domenii și acum, în ultimul timp, am zis gata, mi-ajunge, nu vreau să câștig mai mulți bani pentru că tot cu o mașină mă plimb, tot cu o vacanță mă duc și așa mai departe, hai să îmi aloc din timpul meu liber și să împărtășesc cu oamenilor din experiența mea de viață, ca să nu mai fac aceleași greșeli pe care le-am făcut eu și să nu mai treacă prin ce am trecut eu. Păi
Cred că nu e așa de greu să faci asta dintr-un Lamborghini urus. Și apropo, vreau să spun chestia asta, că astăzi s-a marcat o premieră mondială, nu e așa? De ce? Un Lamborghini urus a urmărit o Dacia Logan. Și n-a reușit să o depășească, da. Pentru că nu știe adresa de la studio. Exact. Venind spre studioul de podcast, Sorin a venit în spatele meu cu mașina. Pentru mine a fost așa un șoc să văd un Lamborghini atâta drum până aici spre studio. Și șoferul făcând tot așa să chine să depășească. Da, 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 da. Și chiar spuneam că este o premieră mondială, un Lamborghini după o Dacia. Da, asta le spunea și copiilor, nu știu dacă le-am spus astăzi, dar le spun în general pe TikTok și pe YouTube, bă, nu-ți cumpăra mașină să investești mai mult de 10% din total banilor care ai, pentru că sunt foarte mulți oameni care greșesc pentru că încearcă să arate că sunt ei de bogați, dar devin săraci. Nu-ți cumpăra lucruri care nu ți le permiți, nu merge în vacanțe care nu ți le permiți, luând bani împrumut sau nu-ți cumpăra mașină cu banii împrumut ca să arăți celor din jurul tău cât ești tu de bogat, pentru că sărăcești. Da, nu știi că ești în țara tuturor dumnezeilor? Toată lumea te întreabă, tu nu știi cine sunt eu, ca și cum el ar fi un Dumnezeu. Cum se vede treaba asta prin prisma unui om cu experiență de viață, care a trecut prin câteva falimente și care a ajuns de la extaz la agonie și invers în timp foarte scurt? Niciodată un om care într-adevăr e Dumnezeu, între ghilimele, că Dumnezeu e unul singur și nu poate să fie Dumnezeu sau care se crede, un om care vrea să arate celor din jurul lui sau să influențeze, niciodată nu o să spună, un om într-adevăr bogat sau într-adevăr cult sau un om inteligent nu o să vrea să arate că este, pentru că el știe în sinea lui că este și nu mai trebuie să ieși în evidență. Un om care zice, bă, tu știi cine sunt eu, nu e nimeni, e zero, e nobody, știi? Adică de multe ori se întâmplă că te oprește poliția la așa și zice, bă, dar tu știi că eu dau un telefon acum și te... Adică e lipsă de respect, asta s-a spus, în viață totdeauna m-a călăuzit respectul. Respectând pe cei din jurul tău, poți să vii și tu respectat. Dacă milițianul aș face jobul lui, că te-a oprit, că ai trecut pe roșu sau ai depășit viteza, respectă-l, pentru că el își face doar meseria, nu încerca să-l influențezi și nu încerca să dai telefoane să spui cine ești tu, pentru că atunci nici el nu te respecte pe tine ca și cetățean dacă tu nu-l respecti pe el făcându-și jobul respectiv, știi? Și atunci nu încerca să influențezi, să arăți că ești mai bogat decât ești sau să arăți că ești mai inteligent decât ești. Cu cât studiezi mai mult și cu cât prinzi experiență de viață, îți dai seama că tu nu știi nimic de fapt și că toată viața noi învățăm până în ultima clipă. Tot învățăm și tot încercăm să cunoaștem tot mai mult, știi? Eu am o teorie, nu știu dacă ai aflat-o sau dacă ai auzit-o până acum. Cum îți dai seama că un om este mic? Prin faptul că încearcă să arate că e mare. Corect. Exact asta era teoria mea. Un om mic încearcă să-ți arate cât e el de mare și îți explică cât e el de mare. Da, da. Dacă da. E mare, nu mai trebuie să-ți mai povestesc. Nu mai trebuie să-ți explici. Adică un om care este, cum să zic, a ajuns la un anumit nivel sau e realizat, cum se zice la noi sau ceva, îl vezi tu singur, fără să spune el că este. Adică după cum vorbește, după cum se îmbracă, după cum umblă, după tot îți dai seama imediat că e la alt level, știi, la alt nivel. Îi surprinzi pe cei care te cunosc prin modestia pe care o ai? Pentru că eu trebuie să vă mărturisesc că Sorin este de o modestie incredibilă. Deci eu am mai cunoscut oameni bogați, foarte bogați, exagerat de bogați, dar foarte puțini au avut modestia pe care o ai tu. Eu ți-am zis, sunt născut într-adevăr în Timișoara, sunt botezat la catedrală din Timișoara, dar după aia m-am mutat la Berechiu, județul Oran, unde nu era asfalt și mi-aduc aminte din copilărie că umblam pe pământ, ne jucam la tractoarele și ieșea un praf de la îngrozitor, n-aveam curent electric, mama avea o lampă de aia și făcea cu ziarul și acum aud în urechi zgomotul ăla de scârșnitul ăla de la ziar care învârtea în lampa aia că se negrea de la așa și... am crescut la țară, sărac, mi-aduc aminte, primul televizor l-a cumpărat, tata aveam vreo 3 ani jumate, 4, l-a dus de la Salonta cu un camion și a ajuns la 1 noaptea cu el și n-aveam antenă sau ceva și l-a pus noaptea acolo și mă creștea o femeie, stătea la o femeie, băbuca, Dumnezeu să o ierte, și o băgat de la priză și eram fascinat de pureția de la televizor și m-am uitat vreo 3 ore, până n-am mai dormit, până dimineața, m-am uitat la un ecran gol cu pureci. Deci, cum să zic... crescând așa în la țară și fără curent electric și fără asfalt și fără și fără și fără și fără și după aia ne-am mutat la Șicula, la Criș, am crescut pe dolmă și căutam greieri cu paiul și pescuiam în Criș și mâncăm pită unsă cu pipar, că și puneam și eram unși până la gură sau făceam criză friptă pe marginea șansului.
n-am uitat niciodată de unde am plecat și sunt mândru de unde am plecat. N-aș putea să fac acum pe milionarul din București care a venit cu un Lamborghini, cum a zis eu, și mamă ce șmecher, ce milionar, și nu bag pe nimeni în seamă, pentru că eu înțeleg cel mai bine crescând, n-am fost un copil de bani, gata, am făcut facultatea la Serar, am muncit pe șantier, am dat cu târnăcopul, deci n-am cum să fiu altfel, niciodată nu uit de unde am plecat sau de unde sunt sau cine sunt. Și atunci tot timpul chestia asta, neuitând chestia asta, sunt cu picioarele pe pământ și nu trăiesc într-o bulă de asta în care nu pot să fiu atins, știi? Da, e surprins pe oamenii care te cunosc și când văd de fapt cine da, ești. Da, sunt foarte mulți oameni care mi-au spus, domnule, iartă-mă, sunt sincer cu tine, am avut o părere total greșită despre tine și mi-am schimbat-o stând de vorbă, știi? Pentru că noi, ăsta e un păcat foarte mare și scrie și în Biblie să judeci pe alții, pe aproapele, să judeci aproapele. Asta îl fac și eu și în continuare încerc să mi-l limitez sau să mi-l corectez, pentru că noi tot timpul judecăm după aparențe. Nu ne dăm cu părerea despre un om fără să-l cunoaștem. Am greșit și eu de foarte multe ori și chiar în mediul online și mi-am cerut scuze pentru faptul ăsta. Asta este tendința noastră de oameni, să judecăm fără să cunoști omul în profunzimea lui, să, chiar dacă e criminal, să vezi ce l-a determinat să facă și trebuie să iertăm pe toată lumea și să, dacă suntem buni creștini, asta înseamnă iertare, să nu urăști, să nu ții ură, să ierți și să poți să treci peste absolut tot. Și atunci automat și viața ta se îmbunătățește. În momentul când judeci, urăști, ești hater, tu îți faci rău ție singur, te îmbolnăvești singur, dacă nu iubești pe cei din jurul tău și fiind hater și căutând doar defecte. Adică eu fac pe canalul meu de YouTube, fac un vlog de câte 3 ore și zice la bă, zice, ai avut nasturile un pic, deci el din 3 ore care am explicat eu cam cum să fac afaceri, cam cum să se educe, cam pe unde să umble, să unde să ducă sau ce să fac, el atât a înțeles din 3 ore că nasturile puțin. Deci omul ăla s-a concentrat doar pe nasturile meu și atunci a stat degeaba, a pierdut timpul 3 ore cu mine acolo și păcat de el. De eu mi-am făcut jobul meu, că eu ți-am zis că dacă se uită 2000 de oameni la mine și unul singur a înțeles ceva sau schimbă viața, eu sunt cel mai happy, consider că nu mi-am pierdut timpul. Sau că tu zici, bă, dar tu ești milionar, tu stai să-ți pierzi vremea pe YouTube sau să te umbli cu ghimba lumână să faci vloguri. Păi dacă nu face nimeni și nu educă, adică eu consider că mai multă credibilitate am, că am părul cărunt și am 55 de ani decât un puș de la care am zis și la seminar că vine cu tramvaiul și învață oamenii cum să facă milioane, de el n-a făcut un leu în viața lui. Adică mă consider mai credibil decât copilul ăla, chiar dacă el are intenții bune. Da, sunt convins că te învârți în niște cercuri de oameni bogați și foarte bogați. Da. Corect? Da. Așa. Având în vedere că în ultimii ani te-ai schimbat enorm, practic ai schimbat 90%... Cred că 360. Sau 360, da. 180. 180 de grade, cred că ar fi 180, cel mai corect, da. Dar eu ziceam că un unghi drept ai făcut în viață, în care ți-ai dat seama că viața asta de fapt este despre altceva. Despre altceva, exact. Nu este despre bani, nu este despre faimă, ci este despre altceva. Da. Aici vorbim de credința în Dumnezeu. Da, corect. Nu ți se pare că te privesc ciudat acești bogați? Ba da, mi se pare și sunt foarte mulți care mă evită, inclusiv din industria asta de jocuri. Eu am zis, s-au luat de mine. Eu din 2007 am făcut o campanie pe televiziunea națională, pe TVR, plătită din banii mei personali, în care am spus jocurile de noroc în exces creează dependență. Ca să deschid un pic cu ochii oamenilor, a fost prima campanie antidependență din România, plătită și concepută de mine. Și au început să se supere, adică, bă, dar tu de ce, bă, dar zic și pe pachete de țigări la fumători, arată tot felul de poze alea nasoale cu cancer, cu nu știu ce, și măcar atâta, dacă tot ești într-o industrie care știi că face rău oamenilor, măcar deschidere ochii și avertizează că dacă fumează un pachet de țigări s-ar putea să facă cancer, dacă fumează o țigară s-ar putea să scape. Și a zis, bă, jocurile de noroc sunt create pentru distracție, nu să te duci acolo să îți închipui că poți să trăiești din asta sau să poți să câștigi din jocuri de noroc. Și atunci automat, cum să zic, mi-a luat o piatră pe inimă că am deschis ochii oamenilor. Dacă și după ce spun eu că om din industrie de 30 de ani, bă, vezi că o să-ți pierzi casa, familia, o să ajungi pe stradă, tu continui, eu mi-am făcut jobul meu și treaba ta ce faci mai departe. Eu nu te-am tras cu mâna la că tot zicea, băi, dar ce tu ai distrus familii, că au jucat, bă, dar nu i-am tras eu cu mâna. A fost un business legal, ca și oricare altul, mi-am plătit taxele și impozitele, aveam 23 de ani, n-aveam minte că bărbații se maturizează până la 30 și n-am mai avut. În momentul când mi-am dat seama că fac ceva greșit, am continuat-o puțin în altă direcție, știi? Deci, practic, pentru ei ești un fel de oaia neagră a business-ului românesc. Da. Zice, bă, dar ce, tot te duci la televizor și spui la ea să nu joace? Bă, dar nu i-am spus să nu joace, am spus să joace maxim 10% din venituri și că jocurile de noroc sunt făcute pentru distracție. La noi, fiind 40 de ani de comunism, ne-am pierdut educația asta care s-a moștenit din generație în generație, că vreau
erau Ceaușescu, nu erau jocuri de noroc decât la satul de vacanțe la Mamaia, dacă ții minte, erau niște aparate aia de lemn și trăgeai de manetă și erau de-astea pentru străini. Și la Intercontinental, la ultimul etaj, era Casino Austria și la barul Mero din Mamaia, știu că cântam Mirabela de Aur până 80 și ceva, aveam vreo 10 ani, 11 ani și steam cu nasul lipit de geam și erau niște italieni care trăgeau de păcănele și erau niște culori, niște, Doamne, ce-mi doream și eu să joc la păcănele așa colorate și de când aveam televizor color acasă, știi? Și asta a fost, adică n-am avut educație, străinii, eu na, am fost în 100 de țări și cu business-ul cu Casino cât am activat în domeniu până în 2010-2012, mergeam prin Londra, prin Las Vegas, prin nu știu unde mai erau jocuri, Atlantic City, mai era un casino lângă New York, cel mai mare casino din lume, într-o pădure, Foxwood se numea, și acolo americanul zicea, mă duc să cheltui la casino, deci el de acasă spunea sau spunea la prieteni sau la cunoștințe, hai să mergem să ne distrăm de $300, ne distrăm de 300, românul zice, mă duc să câștig la casino, și în momentul când pierzi devii frustrat, pentru că ceea ce ți-ai pus în creierul tău nu s-a îndeplinit, nu s-a realizat, și atunci intervine frustrarea, dorința ta de a acoperi pierderea și atunci scoate mai mulți bani din buzunar ca să-i acoperi pe aia care a pierdut, să te împrumuți, să vină un cămătar și mai departe, și omul trebuie să conștientizeze, la jocul de noroc nu poți să câștigi pe termen lung, că mergi odată cu nevastă revelion, ai pus pe numărul ieșit, ți-o niște bănuți, mai du-te de revelionul viitor, dar nu te du în fiecare zi cu gândul că-ți mărești cifra de afaceri sau venitul lunar sau ceva, că nu există așa ceva. Știi cum, orice dependență, la fel ca și drogul, fumatul, cafeaua sau alte lucruri, îți oferă plăcere și poate de asta se duc mulți, pentru că speră ca de data asta să-i fie plăcerea. Da, da, e mai mare necazul și golul în stomac când pierzi decât plăcerea când câștigi, pentru că sunt mult mai multe situații în care pierzi decât situațiile în care câștigi, atunci nu mai compensează. În momentul când ai o dependență, că e jocul de noroc, că e fumat, e o foaie albă de hârtie, tragi o linie pe mijloc și zici avantaje, dezavantaje, dezavantaje. Miroase gura, îmi miros hainele, deranjez pe cei din jurul meu, trebuie să ies afară, când zbor cu avionul sunt nervos că nu pot să fumez. Avantaje, un pic de plăcere și foaie goală mai jos, că nu e alta. Că tot, bă, dar tu ce fumezi? Îmi face plăcere. Bă, dar atâtea plăceri pe lumea asta, du-te și pescuiește, plimbă-te până aer liber, du-te la maraton, aleargă, ia aer curat, du-te la munte, adică sunt atâtea plăceri și asta încât nu, ce plăcere ai că ai fumat o țigară și după aia gata, dorința de a fuma încă una, nu te poți concentra, ești la muncă, tot ești, te vede șeful, eu nu mai angajez de ani de zile oameni care fumează, știi, pentru că un angajat care fumează dintr-un an de zile, 3 săptămâni le pierde la țigară, ceea ce mie nu-mi convine ca și antreprenor sau ca și angajator. Să știi că pe vremuri aveam skill-ul ăsta de a face timpii de lucru în firme. Așa, și foarte ciudat am ajuns la concluzia că un om lucrează 37% din timpul lui. Vezi? Ceea ce este o productivitate foarte joasă. Foarte joasă, normal. Foarte, foarte joasă. Și atunci era pentru mine ca un medicament că, într-adevăr, oamenii ăștia au salarii mici pentru că au productivitate mică. Dar după aia mi-am dat seama că, de fapt, e ca și la jocurile de noroc, că se profită de faptul că au problema asta și atunci îi plătește puțin ce lasă și așa nu face mare lucru. Deci un fumător, chiar dacă l-ai lăsat la țigară, în momentul când s-a întors înapoi, se gândește când va avea următoarea pauză ca să fumeze următoarea țigară. Adică el, în loc să-mi concentreze să-și facă treaba lui, se gândește când va putea să meargă în următoarea pauză să fumeze următoarea țigară. Pentru că e dependent de țigară. Așa e și un alcoolic care zice când o să pot să bea următorul pahar sau următoarea sticlă de vin. Așa e și cu jucătorul. Zice, când pot să scap de acasă, să-mi min nevastă, că mă duc la piață, doar de fapt să intru în prima sală de păcănele la piața mică și să bag acolo niște asta, să-i spun că am fost să cumpăr zarzavaturi sau... Se fac mulți bani din cazinourile și din jocurile astea de noroc? De către jucător sau de către patron, Vasile? Jucător, e foarte important. Eu din start am înțeles că jucătorul nu câștigă, doar casa câștigă. Era bancul ăla, cum poți să câștigi la casino? Să cumperi casino, să devii patron. Să ai singura modalitate de a câștiga la casino. Se fac foarte mulți bani. E o industrie foarte, foarte mare. Gândește doar că statul român beneficiază și încasează anual peste 1 miliard de euro din taxele și impozite date de firmele de jocuri de noroc. Adică sunt cifre uriașe. Acum problema este că s-a schimbat puțin piața, ca și în orice industrie, din cauza crizei, din cauza pandemiei, din cauza așa. De exemplu, cazinouri live cu crupieri și asta, cum a fost pe vremuri și la Rad aici, unde e cazinou istoric, a fost după Revoluție odată un cazinou, erau
20 de cazinouri în provincie, toate orașele mari, în Cluj erau chiar 2 cazinouri, în Timișoara chiar 3 cazinouri, în București erau 17 cazinouri. Din cele 37 de cazinouri care au fost la nivel de țară, și lumea greșește când confundă o sală de păcănele cu un cazinou cu care sunt cu crupieri, cu papioane, cu blackjack și așa mai departe, acum mai sunt 2 cazinouri în București care sunt pe moarte, adică în sensul că au redus numărul de la 20 ceva de mese la 12, pentru că sunt taxele foarte mari și nu mai sunt high roller. Ce înseamnă high roller? Un client care poate să joace o sumă foarte mare de bani. Pentru că un cazinou are taxe foarte, foarte mari, fiind o industrie mai specială, nu e taxa cu 16% pe impozit. Sunt niște taxe fixe uriașe. Și atunci ei numai așa acoperă cheltuielile lunare. Aduceau străini foarte mulți, veneau din Israel, că patronii din cele două cazinouri care mai rămas sunt evrei. Și atunci, având conexiuni în Israel, în fiecare weekend de joi până duminică veneau niște evrei din Israel care erau obligați să ruleze o anumită sumă de bani și beneficiau de hotel gratuit, de cazare, de mâncare, de transfer de la aeroport, de bilet de avion. În momentul când s-a schimbat legislația și finanțiștii ăștia noștri care nu se pricep deloc au băgat niște taxe pe pierdere, adică noi suntem singura țară din lume care impozităm pierderea. Ca să dau un exemplu concret, tu vii la casino cu 10.000 de dolari, ai jucat 3 ore și ai mai rămas cu 5, în momentul când vrei să-ți retragi banii, să-ți schimbi jetoanele în bani, statul român ți-a 40% impozit pe cei 5.000, deși tu ai pierdut 5. Și atunci, în loc să pleci acasă cu 5.000 din 10 care ai avut, pleci cu 3.000, că 2.000 și a statul român pe pierdere. Și atunci străinii s-au reorientat spre alte piețe pe care nu se impozitează. Așa e și la mine, cu turneele de poker. Înainte de pandemie, am avut un turneu de poker la hotelul Marriott în București, am luat 350 de camere, am avut 1200 de oameni din 35 de țări. Adică un mare succes. 10 zile am ținut 1200 de oameni în România, care s-au dus la magazin, la mall, la club, la restaurant și au consumat bani. Au mâncat, au băut, au plătit camere de hotel. Acum nu mai pot să-mi țin turnee din cauza că statul român a băgat 40% impozit pe retragerea, că nu e pe câștig sau pe venit, este pe câți bani retrag de la caserie la sfârșitul sesiunii de joc. Și ăla, dacă intră în turneu de 2-3 ori și cheltuie 3-4 mic și câștigă 5, eu impozitez cu 40% și omul nu mai câștigă absolut nimic, niciun ban. Și atunci străinii sunt turnee de poker în Barcelona, în Budapesta, în Praga, în Cipru, în unde vrei tu, și te duc acolo. Păi zice, unde mă duc? Unde e impozitarea mai mică? Că omul caută să rămână cu cât mai mulți bani, pentru că el cheltuie. Când vine la un turneu de poker, îl costă camera de hotel, îl costă mâncare, îl costă cazarea, îl costă transportul și nu știu ce. Și atunci automat omul se uită la fiecare ban cheltuit. Și asta statul descurajează turiștii, cum ar veni, că ăștia practic sunt niște turiști. Te deranjează faptul că ți se pune această etichetă de regele cazinourilor? Da, mă deranjează, sau mi-au mai pus în cancan. Eu fac consultanță la majoritatea firmelor online din România, Princess Casino, Unibet, Superbet și mai departe, și le caut imagini. Și am avut, de exemplu, la Princess Casino am avut-o pe Ruby, cântăreața, știi? Și în momentul când am început să colaborăm, am ieșit de vreo 2-3 ori la restaurant și paparazzi de la cancan ne-au filmat și a zis șmecherul cazinourilor cu amanta Ruby sau nu știu ce. Adică normal că mă deranjează, pentru că niciodată eu sunt, mă consider un om serios, un om familist și îmi văd de treaba mea. Adică dacă ies cu cineva la restaurant cu care am un business, nu pot să etichetez și să pui într-un revistă care e foarte cunoscută și așa, pentru că mă văd copiii, mă văd soția, mă văd cunoștințele și îi urât șmecherul cazinoul. Domnule, dar zic, șmecher înseamnă de ăsta, care e un golan, pentru mine asta înseamnă șmecher, între ghilimele, care e golan, care păcărește oamenii, care înșală, care fură. N-am furat pe nimeni niciodată, n-am băgat pe nimeni în cazinou niciodată, mi-am plătit taxele, impozite, n-am avut afaceri cu statul. E urât să mă faci șmecher și să mă acuz de niște chestii pe care nu le-am făcut, știi? Adică nu e în regulă, nu e moral. Da. Și ai discutat treaba asta cu cei de la ziare, de la cei cu care interacționezi? Ei își fac audiență, Vasile. Și acum am fost la GSP TV, ieri alaltă, nu mai știu când, așa, și au tăiat din context niște bucăți și le-au pus pe internet și m-a sunat regizorul Dan Chișu, care e un prieten meu foarte bun și un jucător de poker foarte bun. Acum a fost împreună la Londra, a câștigat un turneu, a ieșit pe locul 5, European Poker Tour, a luat 175.000 de lire sterline. Și mă sună ieri, era la Monaco și zice, bă, Sorine, de ce, tu zici, am crezut că iubești pokerul și joci poker, de ce zici că jucătorii de poker sunt proști? Păi zic, când am zis eu, mă, dar de așa ceva? Păi ce, ai fost la GSP, la
invitat la emisiune și a zis că Dan Petrescu este deștept că nu joacă poker. Zic, băi Dan, zic, am 55 de ani, sunt om serios, zic, eu n-am pronunțat niciodată că Dan Petrescu nu joacă poker. A fost o discuție despre oamenii din fotbal care joacă jocuri de noroc și a zis că Dan Petrescu totdeauna a fost un băiat deștept că n-a jucat jocuri de noroc. Și zice, păi așa scrie în ziar. Mă uit și în ziar, într-adevăr așa scria. Zic, bă, poate mi-am pierdut controlul. Dau drumul că este emisiunea pe YouTube aia de la GSB unde am fost și clar că n-am spus așa ceva, pentru că în emisiune m-a întrebat moderatorul, reporterul, zice, ce părere aveți de Dan Chișu de faptul că joacă la, vorbea de jocuri, vorbea de jocuri de casino și zic, e un băiat deștept că nu joacă la jocuri, fără să pronunțe nici el, nici eu cuvântul poker. Iar când au transcris și au pus în ziar în GSP, au spus că am spus eu că Dan Petrescu e deștept că nu joacă poker. Și i-am trimis la Dan Chișu, am pe telefon înregistrare așa și ce bă, scuză-mă, am bă, dar zic, Dane, tu ești om serios, ești regizor cunoscut, ai atâtea filme pe Netflix, ești un om cu cap pe umeri, ai și ai de ceva de ani, tu te iei după ce scrie în ziar, trebuie să, prima dată, fără să, și aceeași greșeală o fac și eu, că vorbim cu judecata. Nu judeca înainte să verifici exact contextul și ce, pentru că presa tot timpul speculează, taie așa și pun cam ce le convine lor, adică titluri de articole care, băia, citești, vezi că este... N-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Cum fac și mulți vloggeri de ăștia, cum se numește? Clickbait. Așa, clickbait. Aveam un lapsus. Adică, bă, faci un clickbait odată, de două ori, dar omul se prinde și nu mai deschide după aia, nu mai dă pe link click ca să vadă ce ai spus tu, că știe că îl păcălești, îl minți. Adică nu merge cu clickbait-ul ăsta la infinit, știi? Și totuși lor le merge, pentru că țara asta e făcută pe clickbait, e făcută pe mașini BMW, adică eu când spun mașină BMW nu mă refer la cei care conduc o mașină corect și așa, dar atitudinea pe care o au oamenii, și cred că îi vezi și tu în trafic, da? Când fac Z-uri pe șosele, îți explicam că în Canada nu mă depăși nici măcar un Ferrari pe autostradă. Am bățit eu, am fost la pescuit în Suedia și acolo e 120 limita de viteză și toată lumea merge cu 120 în coloană, nu depășește unul. Și am mers la Jokoping și am închiriat în Göteborg, eram vreo 5 prieteni, am închiriat un caravel de ăsta, un Volkswagen, știi? Și am condus eu și noi, obișnuit ca la noi, nu m-am dus tare, m-am dus 130-140 și toți îmi făceau așa. Și zic, bă, dar ce toată lumea face așa, că-s idiot, că n-am făcut nimica. Și îmi zice unul din spate, bă, nu știi cum e Suedia, dacă e 120 și ai mers cu 130, zice lumea că ești idiot. Și făcea lumea pe autostradă așa, când îi depășeam, mergeam frumos, cu 130-140, știi? Adică mergeai în limită. Mergeam, da, dar ei, dacă e 120, nu merg 125, merg 120. Adevărul e că în foarte multe țări occidentale, ce domnule, lumea super civilizată. Civilizația se face cu biciu. Dacă nu-i amendezi pe oameni și nu le iei carnetul și nu le suspensi sau nu le confiși mașina, nu se învață minte. Dacă ai legi de astea drastice, la un moment dat, uite ungurii cu balatonă, că ți-ai luat casă în Ungaria. Deci eu mergeam la balatonă cu 15 ani, era o mizerie, mirosea apa, pentru că toți deversau toate nebunile în balaton. După aia au început să le dea amenzi, nu s-au potolit. După aia, la final, au început să confiște casele celor care a venit statul cu televiziunea, cu mascații, i-a scos pe ea din casă și a dat afară. Și acum ai văzut că în fiecare an, în 15 august sau și când de Sfântă Mărie, merge ministrul mediului și bea apă din balaton. Și am prieteni care au barcă de aia electrică, au iacturi pe balaton, îi apa se vede în 20 de metri, ca în Egipt, unde mere Marcel în Egipt, îi apa perfect curată. Deci civilizația se face cu biciu, că altfel omul nu se învață. Nu. Auzi, la noi la Bătania, care de fapt e un sătuc, nu e, acum ai trecut și tu pe la turn, ai văzut, e un sătuc așa, de unde lumea a plecat pentru că nu are locuri de muncă, pentru că nu este industrie, noi exact de asta am ales, pentru că acolo nu ai găsit fum, case nu ieftine. Da, și case ieftine, bun, toată lumea vine pe vlogurile mele cu casele ieftine. Ideea este că ceea ce nu înțeleg românii, că acolo dacă nu ți-a tăiat iarba la stradă e 400 de euro amenda. Nu, vezi? Și ți-o dă de două ori pe lună dacă nu ți-o tunzi. Și până ce civilizați sunt ungurii, ce mușcate frumoase au în ghivece. Ce vorbești? faptul că ai iarba acolo, zice ok, 400 de euro amendă, trimite o firmă să ți-o tundă, 150 de euro costă să stunde 400 de metri pătrați de la stradă și îți trimite și factura, adică te și bate și îți dă biciu cu care te-o bătut. Deci ce se poate? Asta e un exemplu. În Suedia am văzut și mi-am cumpărat și eu acasă, numai că eu am mulți pomi în livadă acolo la mine în curte, roboței de aia care tund singur iarba și ți-o tai așa numai un pic, pus varna și nu mai trebuie să o adun iarba și sunt foarte, foarte buni. Problema mea că eu am foarte mulți pomi în curte, am 4.000 de metri de gazon, dar
am și pom și atunci robotul ăla tot lovește în pom și mi s-a uscat vreo câțiva pom și am renunțat de el, dar dacă e o suprafață liberă de iarbă, recomand un roboțel de la, pentru că nu e foarte scump și îți face treabă foarte bună și el mere tot timpul, numai să nu ți-l fure, știi? După podcast o să-ți dau idee cum se face, am văzut în Canada chestia asta, merge de minune, nu se deranjează absolut nimic. Dar vreau să trecem că avem atât de multe... Nu vreau să vând pontul. Nu că nu vreau, dar e o poveste cum se face, dar există soluții. Există soluții. Eu, spre exemplu, acum îmi plantez un arțar canadian la stradă, acum nu pentru faptul că s-o atașat sufletește de Canada, ci pentru faptul că este unul dintre puținii pomi care îți oferă plăcere tot timpul anului, adică odată e verde, odată e verde închis, odată e roșu, odată e maro, după care în momentul în care cad frunzele și ninge pe el, arată cam povești. Deci asta este unul dintre motive. La fel cum ți-ai luat tu, spre exemplu, apartamentul în Tenerife, că îl poți folosi 12 luni pe an. 12 luni pe an. Și asta zic că este investiția cea mai sănătoasă. Cea mai sănătoasă, da. Da. Și apropo, pentru că tot suntem la o chestiune de business și ai venit să le vorbești studenților despre cum să facă bani. Astăzi, în România, că noi nu vorbim de tinerii care trebuie să plece, ci de cei care trebuie să rămână. Da. Se pot face bani în România? Se fac bani cinstit? Se fac foarte, foarte, am vrut să zic foarte ușor, dar nu se fac ușor, că perioada în care s-a făcut bani foarte ușor a fost după Revoluție, în care era un Eldorado, nu erau taxe, nu erau impozite, erau puține afaceri, când deschideai un chioșc, de exemplu, cum am deschis-o la Ineu, primul chioșc în care cumpăram în Ungaria cola și eu mai știu gumă și nu știu ce, era primul din Ineu și era lumea la coadă să cumpere de ce la Kiwi, zicea Vicky, că nu știa să zică, sau la, știa că e gumă Rex, dar știa că e nume de câine și nu mai ține aminte cum zicea, gumă Puffy, loc de Rex. Și am fost primul, am mers, când au deschis 3, 4, 5 chioșcuri din Ineu, n-am mai mers și am închis. No, și acum poți să faci bani, dar nu mai îi faci așa ușor ca după Revoluție, dar cu perseverență trebuie să ai idei, ca să fii un antreprenor bun tot timpul să vii cu ceva nou pe piață. Adică să nu copiezi, ai văzut că la vecinul vinde ciorapi la colț și îți faci tu repede fără să știi nimic despre ciorapi. Adică trebuie să studiezi, te autoeduci și dacă ai vreo idee într-un domeniu, te duci prima dată și te angajezi ca angajat 6 luni, un an de zile, până te prinzi tu cum merge treaba. Tot le explic la copiii ăștia, bă, învățați pe banii lui altul, nu învățați pe banii voștri, că dacă faci o afacere fără să cunoști prea mult despre ea sau nu, să nu știi în amănunt, o să dai faliment. Într-adevăr, rămâi cu experiența și îți dai seama unde ai greșit și a doua oară va fi mai dificil să dai faliment, dar îți pierzi timpul și banii. Și atunci mai bine te angajezi undeva, înveți bine, vrei să deschizi restaurant, angajează-te chelner, după aia la provizionare, vezi fluxul de marfă, vezi furnizorii, vezi cine vinde mai ieftin, vezi produsele cele mai bune și după aia când ai învățat absolut tot ce mișcă într-un restaurant, atunci îți deschizi restaurant. Nu te duci direct și îți deschizi că ai văzut că bere duce restaurant. Sunt foarte mulți și în București, sunt sute mii de restaurante care deschid și după 3 luni închid. Încearcă să copieze. Un restaurant care merge foarte bine și care are clienți vrea să facă exact ca el, dar n-are focul la sacru, cum să zice. Adică nu simte business-ul, știi? Și atunci poți să faci bani cu seriozitate, cu muncă, dar nu mai poți să faci bani ușor. Adică afară milioanele s-au făcut moștenite din generație în generație. Au făcut străbunicul milion, a făcut bunicul 2, a făcut tata 5 și am făcut eu copilul 10. Dar nu că azi am cumpărat un bitcoin cu un dolar și mâine s-a făcut 40.000 și sunt multimilioane. Au fost niște norocoși sau să zic așa, care oportuniști, speculanți care au speculat chestia asta, dar s-a terminat, e gata, nu mai visați că ai vezi pe pereți că cumpăr acum niște monede și peste 5 ani o să fie 1000 de euro. Aia s-a terminat, sunt povești, fără multă muncă și fără învățătură și fără seriozitate, nu mai poți să faci bani în România. Deci dacă îndeplinești toate condițiile pe care le-am spus și la seminar, să fii serios, să fii punctual, să respecti pe toți cei din jurul tău, indiferent de poziția socială pe care o au, să fii perseverent, să muncă multă, multă muncă, imposibil pe termen lung să nu reușești. Pe scări, nu cu liftul, asta e important. Da, asta e un sfat foarte sănătos. Dai foarte multe sfaturi și pe canalul de YouTube, am văzut și astăzi, ne-a trebuit o grămadă de timp să plecăm de la sala de seminar până când am ieșit din clădire. Ai văzut, nu? Te opreau toți oamenii, toți vreau să le spună Sorin Constantinescu cum să devină ei bogați. Da, ai văzut că am dat niște idei la copiii ăștia care... Nu le mai spunem aici, îl lăsăm pe Steven să-și facă afacerea. Steven, de-aia nici nu m-a întrebat, dar ce nu m-a întrebat? Păi zice, dar auzeau tot și făceau și ei ca mine, mă copiau, băiat deștept, știi? Băiat deștept. Și atunci mi-a zis concret, că zic, mă, toți încerci să facă afaceri, dar spune în concret câți bani ai,
la ce te pricepi, ce skill ai, ce educație ai, ce experiență ai, și atunci spun concret, exact, step by step, ce afacere să faci, când să o faci și cât să investești. Și când am ieșit afară de la seminar, că am vorbit chestii generale acolo, Steve mi-a zis concret, domnule, am o afacere în domeniul ăsta, vreau o idee în domeniul ăsta, vreau să fac aia, și am spus concret o chestie care nu are nimeni în România, sper să reușească, dar dacă mă ascultă, sigur va reuși și sigur îl văd pe Steve în un milionar peste 3, 4, 5 ani cu ideea pe care am dat-o eu. Eu sunt convins, asta știi, teoria că cine știe să facă voluntariat și muncește pe gratis, o să muncească foarte bine și pe bani. Dar e foarte important voluntariatul, Vasile, adică afară, când angajează pe cineva, se uită pe CV-ul și dacă n-a făcut voluntariat în studenție sau după, e cam pe locul 2 ca șanse, știi? Adică se caută foarte mult oamenii care au făcut voluntariat, pentru că în momentul când faci voluntariat și faci o chestie pro bono, ești un anumit caracter și o anumită calitate de om. Eu prima dată, acum nu mai fac angajări de ani de zile, dar prima dată mă uitam la caracterul omului pe care îl descopeream în 5 minute pentru că aveam experiență foarte mare ca angajator și după aia ce limbi străine știe, ce facultate are, ce studii are, dar caracterul este numărul 1 ca importanță în momentul când angajezi un om într-o companie. Și pentru că vorbim de sfaturi, ce spun copiii tăi, tu ai doi băieți, da. Ce spun copiii tăi când văd ce sfaturi dai altor tineri sau diferă sfaturile care le spui tinerilor față de ceea ce le spui copiilor tăi? Nu, aici eu am un regret și o mustrare de conștiință că n-am petrecut, dar acum e prea târziu că copiii au crescut, au familia lor, am 3 nepoți, 2 de la ăla mare și 1 de la ăla mic, mulțumesc. Și am un pic de regret pentru că n-am stat lângă ei când au avut nevoie de mine. Am avut mare, mare noroc cu soția mea care a fost lângă ei și a educat sănătos, să zic așa. Eu am avut doar, cum să zic, calitatea că i-am ținut departe de afacerile mele cu cazinouri, cu restaurante, cu hoteluri, cu petreceri, nu știu ce, tot timpul am acasă nu s-a discutat, n-am adus nimica care să mă lege pe mine de locul de muncă pe unde am fost și am încercat să îi distrag de la activitatea asta și atunci au primit o educație sănătoasă și s-a văzut pentru că crescând într-o familie cu foarte, foarte mulți bani, copilul ăsta mare e preot și își vede de vocația lui și e un copil foarte, foarte modest și ăsta mic e ITist, lucrează la o firmă și când am primit 18 ani am zis ce mașină vrei să-ți iau și văzând cu ce mașină umbliu, cu Ferrari, cu Porsche, cu Bentley, cu nu știu ce, m-am gândit că o să-și dorească o mașină, a fost și un test pentru mine să văd cam dacă n-am muncit degeaba cu el până la 18 ani. Și zice, vreau un Polo că-s la început și să pot să-l parchez ușor. Și am cumpărat Volkswagen Polo, știi? Și atunci am avut o satisfacție extraordinară, că copilul știa că puteam să-i cumpăr și Bugatti cu 3 milioane și a cerut un Polo. Și atunci am zis, băi, e pe calea cea bună și merge în direcția bună. Pentru că e foarte important la copii să le dai educație, să le dai o meserie și ei singuri să se descurce, nu să îl îmbuibi de bani, pentru că cum să zic, îi distrugi dorința aia de a progresa. În momentul când tu, la un copil la 18 ani, e un Ferrari sau ceva și plăcuțele de frână costă 15.000 și el va munci pe 1.000 de euro pe lună, deja nu mai interesa să muncească pentru că va ști că nu-și poate plăti plăcuțele de frână. Și în momentul când tatăl pățește ceva, Doamne ferește, face un infarct sau moare, copilul ăla va cheltui averea în 2-3 ani de zile pe prostii, pe distracții, pe femei și așa mai departe, pe mașini scumpe, pentru că nu i-ai dat educația de care avea nevoie să supraviețuiască pe termen lung în viață. Ești mulțumit cu viața pe care o duci astăzi? Acum da. Acum 10 ani nu eram, pentru că nu-mi găseam liniștea din cauza că nu-mi înțelegeam rostul meu. Dacă nu te apropii de biserică, n-ai credință și nu te rogi măcar o dată pe zi, nu înțelegi ce faci tu în viață și pentru ce trăiești. Atunci câștigam bani enorm de mulți, milioane, zeci de milioane și cheltuiam milioane, zeci de milioane fără să fiu happy, fără să fiu fericit. Adică nu mi-am găsit niciodată fericirea în bani. Pentru că orice iaht am avut sau orice avion așa, trecea pe lângă mine unul cu un avion mai mare. Și zic, bă, dar eu sunt cel mai fraier, cel mai sărac, uite, țiria care iaht de 100 de metri și a mea numai de 20 sau ceva, niciodată nu-mi găseam. În momentul când am înțeles că nu ăsta e scopul în viață, să ai nu știu câte iahturi și nu știu câte mașini și să fii om, să fii respectat, să ai o familie și să n-ai stresul creditului la bancă, atunci automat m-am oprit, am zis gata până aici, acum transmit și la alții de experiența mea de viață, mă duc spre biserică, mă duc la biserică de câte ori pot, nu doar duminica, nu doar de Paști, nu doar așa și
atunci am simțit și eu ce înseamnă să fii fericit și să ai un rost în viață, să ai un scop în viață și să ajuți alți oameni. Adică eu de mic am avut asta, dar n-am știut să o dezvolt. Adică eram mult mai bucuros când dădeam un cadou decât primeam un cadou. Și în momentul când am început să-mi donez mai mult de 50% din banii pe care am câștigat eu pe scopuri caritabile, să ajut oameni nevoiați, necăjiți sau așa, a fost cea mai mare satisfacție pentru mine. Și zic, uite, foarte mulți oameni care sunt bogați și mai bogați ca mine și prieteni cu mine, nu înțeleg că noi am devenit bogați nu pentru că așa vrut Dumnezeu să fim noi bogați și să spargem banii pe iahturi, pe femei și pe distracții, ci să-i dăm mai departe. Noi suntem niște intermediari. De câte ori fac o faptă caritabilă, mă sună mulți oameni, mulți nu mai zic nimic, dar mulți mă mulțumesc. Domnule, îți mulțumesc foarte mult. Zic, domnule, mulțumesc la Dumnezeu pentru că eu sunt intermediar. Mi-a dat mie banii ca să-i dau mai departe. Asta nu înțeleg oamenii. Nu sunt banii pentru noi să-mi cumpăr 20 de iahturi, 70 de mașini, 50 de vacanțe. O parte din bani, într-adevăr, fiind la noi, îi folosim pe distracții, dar marea majoritate să meargă la alți oameni care au nevoie de noi și care n-au știut sau n-au avut capacitatea sau au avut ghinion să se nască într-o familie care n-a reușit să-i ducă într-o direcție bună și să poată să aibă și ei un rost în viață. Și atunci, ia banii, ești intermediar, dai mai departe. Eu mă consider un intermediar în tot timpul, o unealtă sau... Așa, niciodată nu m-am considerat că eu sunt cel mai șmecher și că banii mie mi se cuvin și dacă vreau ți-i dau, dacă nu vreau nu ți-i dau. Adică n-am avut mentalitatea asta niciodată. Și atunci sunt cel mai happy. În momentul când ajut o familie săracă sau ajut un om bolnav care murea dacă nu puteam eu să-l ajut sau nu putea să se miște din pat, era imobilizat să-și câștige traiul de zi cu zi, sunt cel mai happy om din lume. Asta e fericirea, de fapt. Cam câți oameni ajuți pe an în România? Eu te-am văzut... Mulți. Și... Am făcut doar câteva postări pe YouTube ca să stimulez și pe alți oameni cu bani să ajute. Dar asta a fost, să zic, 1% sau 0,5% din câți am ajutat, să zic, știi? De multe ori sunt și dezamăgiri. Ai văzut că au fost situații. Am pus la mine pe vlog, pe YouTube, am făcut casa aia la copiii amărâți. Da. Eu tot așa țin cont de ce văd. Și mă uitam... butonam să intru pe Netflix și mi-a apărut o știre pe realitate cu un copil de 14 ani care cumpără legume din piață, din angro și le vinde pe scările unei instituții ca să poată să-și ajute părinții imobilizați la pat și că mai are 8 frați. Și în momentul când am zis, băi, eu nu mă uitam la televizor, mă uitam pe Netflix, am văzut știrea exact în secunda când am deschis o televizor, înseamnă că e pentru mine. M-am urcat în mașină în 5 minute, am sunat la realitatea să-mi dea adresa familiei și cum îi cheamă, m-am dus acolo și știrea era că ploua în acoperiș și că vine iarna și că o să le plouă în casă prin acoperiș. Mă duc să le fac acoperișul. În momentul când am ajuns acolo, am pus totul, găsești la mine pe canal pe YouTube. În momentul când am ajuns acolo, era pământ în casă pe jos și erau pui într-un colț, gâște într-un colț, înăuntru oameni în casă și dormeau niște condiții mai mult decât mizerabile, adică ceva inuman, nu se putea. Și atunci mi s-a făcut milă și am sunat un prieten din Iași care e dezvoltator și a zis, bă, dăm și mie o ingineră sau pe cineva, un șef de șantier, să facem toată casa de la zero, de la pereți, le punem puț în curte, le tragem apă curent, le facem tot. Am băgat vreo 30 sau 40 de dolari, nu mai știu exact cât a costat de euro. Toată treaba, a fost o ingineră foarte sugletistă, era și femeia cu burta până la gură, era noiembrie și era frig și a stătea cu mai să nască pe acolo și odată am avut un semn că frații care erau buni de muncă și apți de muncă, le-a zis femeia, bă, dar zice, noi plătim muncitori, pune și voi mâna, că ați venit la muncă și stați pe aici, în curte, vă jucați ping-pong. Păi și doamna, dacă ne plătești, muncim, adică noi le făceam casa lor, știi, adică ei n-au vrut să muncească decât, dar a zis, ok, Dumnezeu e mare și ne vede pe toți. Le-am terminat casa, le-am dat-o în primire cu tot, cu televizoare în camere, cu centrală termică, cu puț forat în curte, cu apă curentă, cu tot. Am plecat, am strâns mâna, noroc, noroc, mulțumesc, mulțumesc. După o lună îmi dă mesaj, băiatul amic zice, a venit factura de curent, poți să ne plătești și nouă. Deși erau 7 frați în câmpul muncii și nu era o factură de curent pe perioada șantierului. Era o factură de curent normală, de 200 de ron, de 300 de... Habar n-am. Și, na, îți dai seama că eu... Mi-am făcut treaba mea, nu m-a dat peste cap, că sunt multe de astea, dracu își bagă coada, cum se zice, și tot se arată, bă, dar nu mi-aș da pe ea, că uite că sunt nesimțit și nu sunt recunoscător și nu-ți mulțumesc, sau, mă duc, acum am pățit iară de vreo lună, tot așa, mi-a scris un om de la Cluj că e imobilizat la pat și că ar putea să muncească, dar îi trebuie o proteză de la șold în jos, că n-are piciorul deloc, știi? Și a zis, domnule, cât costă proteza? Zice, 15.000 de ron. Păi zic că... Zicem, puteți să-mi trimiteți banii? Zic, nu vă trimit banii, că am mai pățit așa și am mai, nu vreau să vă trimit banii, dar dați-mi adresa centrului Orto, nu știu, am pe mail, ți-arăt factura, Orto, nu știu cum, Cluj, zic, trimit banii acolo și mi-au trimis oamenii factura, am plătit, nici mulțumesc, nici nimic, ca după o lună, același om îmi dă mesaj, puteți să-mi luați o mașină? Dacă poți să-l duci și la un casino, cred că ar fi și mai bine. Dar eu nu mă...
nu mă demoralizez sau nu zic gata, bă, nu mai ajut pe nimeni, bag picioarele, gata, bă, mă duc și mă distrez, mă duc pe Las Vegas și sparg acolo pe cănele un milion care puteam să cumpăr proteze. Nu, mă duc înainte, dar zic așa, adică nu trebuie să te demoralizezi că sunt tot felul de oameni, poate săraci din lipsă de educație sau poate din aia românului, că îi dai un deget, îți ia toată mâna, dar trebuie să mergi mai departe, să nu te oprești și să... Și totdeauna, deci lecție de viață, chiar dacă zici, bă, dacă o să scoate milionar, are de 100 de ani, noi n-avem că suntem săraci, bă, o pită unsă aia acasă, o bucată de margarină în frigider, o pâine, unge-o și vezi un sărac la colțul străzii și dă-i și o să vezi că primești în două săptămâni, într-o lună, trei franzire. Niciodată n-am pățit în viață și nu numai eu, și oameni care cunosc, care sunt foarte darnici și sunt săraci, nu sunt bogați, să dai ceva să nu primești de 10 ori mai mult înapoi. Asta e regulă de viață, fii darnic și dă și Dumnezeu îți dă de înzecit. Totdeauna a fost asta. Când am făcut biserica la Ineu, aveam o perioadă mai proastă în afacere, aveam niște bani investiți și nu puteam să mă ating de ei pentru că erau pe termen lung. Și m-a apucat de biserica aia care o știe acolo în curtea spitalului la Ineu și m-a întrebat 50 de mii să termin și să dăm drumul la biserică, să o sfințim. Și neavând bani, zic, bă, zic, eu oricum o să primesc banii în 2, 3, 4, 5 luni, zic, iau un credit la OTP, pe termen scurt, pe 2 ani de zile, iau 50 de mii să termin biserica. Toți amicii mei care au auzit, zic, bă, dar tu ești, te crezi Gigi Becali, tu faci biserici pe credit la bancă, pe datorie, și dai bani, nu faci biserici, nu iei tu bani împrumut să faci biserici. Faci biserici că dai un anumit statut financiar și că îți permit și nu dai toți banii. Și am luat, așa am terminat biserica, în 4 luni de zile mi-au venit bani de, și uitasem și afaceri, cred că am câștigat vreo 2 milioane de euro în 2 luni, după alea 3-4 luni după ce am făcut biserica. Deci veneau bani de nu știam de unde, mă sunau, domnule, știi că mi-ai dat 200.000, ia-i înapoi, că știi că ai băgat bani acolo, uite, acum ai de luat dividende. Deci eram speriat câți bani mi-au venit brusc dintr-o dată, așa, pe termen scurt sau ceva, știi? Cădeau banii pe tine. Exact, cădeau banii pe mine, cu alte cuvinte. Adică, băi, dar nu există un om să facă un bine, să nu se întoarcă binele, ca și rău. În viață e legea compensației. Întotdeauna Dumnezeu Iisus și ne vede. Cu cât faci mai mult bine, cu atât se întoarce și nu plecăm niciunul de aici din lumea asta cu datorie neplătite. Adică, mai repede sau mai târziu ni le plătim, știi? Să știi că mi-a plăcut ceea ce ai povestit și la seminar și ești singurul om de afaceri pe care îl aud și pe care îl cunosc, având teoria asta, cum te plimbi prin cimitir și vezi, da, acolo o grămadă de oameni care nu pot fi înlocuiți. Da, Vasile, pentru că banul ne prostește, vrem tot mai mult, tot mai mult, de-aia am spus la copiii ăștia, bă, nu vă comparați, nu vă uitați în sus, pentru că o să vedeți unii tot timpul de 10 ori mai bogați ca voi și atunci vi se pare că sunteți săraci și vă demoralizați. Compară-te cu tine și nu fii lacom, adică în momentul când câștigi anumite sume de bani, dă-i mai departe și nu poți să mănânci cu două guri, nu poți să te plimbi cu 7 mașini, nu poți să te duci în 50 de vacanțe, că anul are 12 luni de zile și atunci limitează-te. Dacă vezi că ai ajuns la o anumită vârstă și ai suficient bani și ai investiții pasive, așa mai departe, și îți vin niște bani lunar, oprește-te, ajută alți oameni, adică fă chestii caritabile, fă chestii care să zică cineva, bă, uite, am rămas cu ceva de la anumit om, nu te închide într-un glob de sticlă și nu băga alți oameni, nu ajuta semenii tăi sau ceva. Și atunci sunt foarte mulți, că știu că au bani și atunci vin cu tot felul de afaceri foarte, foarte tentante și planuri de afaceri concrete în care sigur aș putea câștiga, să zic, în plus 1 milion de euro pe lună sau pe an sau 100 de mii sau ceva. Și atunci așa zic, bă, gata, gata, o fac pe asta că e prea bună și oricum nu trebuie să muncesc, bag niște bani, ăla lucrează pentru mine și după aceea zic, bă, dar stai puțin, la ce întrebă? Și atunci mă iau cu ATV-ul, mă duc în cimitir, dau o tură, văd că ăla n-are nici lanț de aur, n-are nici ceas, n-are nici Bentley, n-are nimica, e acolo cum suntem toți, cum mergem toți în partea aia și atunci mă opresc și mă limitez. Că ți-am zis că banul te prostește, te îmbolnăvește, sunt oameni de ăștia care... Noi de aia și când lucram în cazino prindeam trișorii sau hoții și numai în cazino, dar și așa care spar mașini sau apartamente sau ceva, până la urmă îi prinde poliția că nu se opresc niciodată. Deci așa e și cu partea, deci când eram la Loteria Română, am fost la un congres al loteriilor și s-a făcut o statistică că 70% din cei care câștigă sume mari la loto peste noapte, ori devin depresivi și divorțează, ori se sinucid, ori sunt mai săraci decât... în momentul când au câștigat banii respectivi, pentru că tu nu ești pregătit ca om pentru asemenea șoc și atunci fiind puțin labil psihic și neavând educație, te duci cu cap, așa e și cu banii, dacă îți vin bani mulți dintr-o dată și așa, te prostești, nu mai poți să te oprești, te ia valul ăla și te duci până la un moment dat caz de tot și nu te mai ridici. Și atunci, dacă ai o maturitate și ai făcut destui bani încât poți să trăiești viața liniștit, să te bucuri de familia ta, de copii tăi, de nepoții tăi și așa, oprește-te omule, adică nu te duc până la infinit să, mamă, dar țiria care are 1 miliard, dar nu 100 milioane, cum să fac
eu, frate, să mai fac 900 milioane. Și stai toată ziua la birou, de dimineață până la seara, 14 ore, 15 ore, îți stresești angajații, te stresești pe tine, stai pe două telefoane, nu te bucuri de viață, nu te bucuri de familie, că viața e scurtă, adică cât, înțeleg, muncești până la 40, 50, ai o stabilitate financiară și ai niște venituri pasive suficiente încât poți să trăiești tu bine și familia ta să mergi într-o vacanță, să-ți cumperi orice mașină îți dorești, oprește-te. Da, repet încă o dată, ești singurul om de afaceri din România care spune treaba asta, că în general ei vor să lase pentru generațiile care vin după ei. Da, dar neglijează familia, neglijează copiii și să te zici la un moment dat că faci un infarct sau faci un AVC, că nu mai ai putere de muncă la 50 ceva de ani cum aveai la 20. Eu chiar acum mă întreb, zic, bă, când eram la două cazinouri manager, stăteam câte 16-18 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, mergea nevastă-mea cu copiii în vacanță, chiar dacă îi trimiteam în vacanțe super luxoase, ei nu se bucurau când era cu tatăl lor. Eu eram acolo 7 zile pe săptămână, 18 ore pe zi, ani de zile la rând am muncit, acum dacă pierd o noapte, mă duc undeva, sunt rupt, o săptămână nu mai spun de nimic. Zic, bă, dar ce energie am avut eu sau ce? Nu mai ești, adică oricât avea noi să fim de cocoș, la o anumită vârstă trebuie să te mai potolești. Adică iau mai ușor, că foarte mulți fac infart, foarte mulți fac AVC, foarte mulți fac asta, lasă mai moare, că nu fuge nimeni după tine. Toți banii care ai câștigat din jocurile de noroc s-au dus. Așa, regreți faptul că ai pierdut banii aia? Nu regret deloc, a fost o experiență de viață, a fost o etapă a vieții mele, am învățat foarte mult în etapa respectivă, care mă ajută și acum am tras niște concluzii, niște învețăminte și merg înainte. Adică nu mi-a părut niciodată, eu niciodată n-am fost atașat de lucruri materiale. De multe ori am avut mașini de 300.000 de euro, de 400, le-am bușit, că n-am fost atent, m-am uitat la telefon, am intrat cu ea în stâlp și zic, bă, dar ce ai bușit mașina, te costă-le, bă, zic, eu fier, dă-o încolo, adică bine că n-am pățit nimic, ca sunt viu, sunt întreg, o ieșit airbag-ul, m-a salvat, n-am nicio zgârietură, e un fier până la urmă, adică eu l-am pierdut, adică nu, niciodată nu mă atașez de lucruri materiale, nu mi-a părut rău de ele. Bine, asta spui tu, care nu ți-a luat mașina pe credit. Nu mi-a luat mașina pe credit, dar învăț un secret, niciodată nu-ți cumpăra mașina cu banii jos, pentru că banii aia poate să muncească pentru noi să ruleze. Adică e total, ce tu nu ești așa de șmecher și se laudă pe internet, pe TikTok sau ceva, pe ăla e șmecher că și-a luat mașina cu banii jos, e un prost, nu e un șmecher. Un șmecher își ia banii, își ia mașina în leasing, o plătește în 5 ani de zile și banii aia, cum am eu Lamborghini ăsta care a costat cu tot cu tuning aproape 500.000 de euro, 470.000 de euro, de eu ăia 470.000 de euro, îi bag undeva niște acțiuni la bursă sau un fond de investiții cu grad de risc mediu și îmi produc așa de mulți bani încât, pe lângă că îmi plătesc ratele aia de leasing la Lamborghini, mai rămân și cu bani și a rămas și cu acțiunile și cu Lamborghini și cu profit. Adică niciodată nu băga banii jos într-o mașină, ia-ți un leasing, pe 3 ani, pe 5 ani, depinde ce venit ai, dar nu-ți bloca banii într-o casă, într-o mașină, prima casă care unde locuiești, e ok, da, blochează-ți. Dar a doua iau ca investiție. Adică dacă o cumperi, ia credit de la bancă chiar dacă ai bani și plătești creditul cu banii din chirie pe termen scurt sau pe termen lung pe care o închiriez. Asta e business. Nu să blochezi banii și să gata, i-ai pus acolo și gata. Noi suntem țara cu cei mai mulți proprietari pe metru pătrat din Europa. Adică nu există nici așa mulți proprietari la raportat la numărul de locuitori. Nemții sunt țara cu cei mai puțini proprietari, stau în chirie. Că stau 5 ani aici, am plixit de cartier, am început copiii să crească și dau cu mingea în geam, mă mut dincolo și banii pe care i-ai fi investit în casă tot timpul îi rulează, lucrează pentru el. El știe că are un confort financiar care îi permite în orice secundă să-și ia o casă, are banii în acțiuni, în aur, în 5-6 portofolii diversificate. Dar nu are, la noi, bă, și părinții când pleci de acasă, băi Vasile, du-te la muncă, dar să-ți ieși tu o casă, fii și tu în rândul lumii, știi? Păi, când am început primul job, așa, eu l-am început ca pasnic de noapte într-o firmă, așa, am terminat liceul, da. de unde bani normal. De școală și așa, da. Mama, vai, așa, tata cu salarii mici, așa, și eu mă laud cu chestiunea asta că am început pasnic de noapte și e martor doamna care era proprietara magazinului cu care sunt într-o relație deosebită și astăzi, noaptea spălam gresia că se murdărea. Și eu îmi puneam problema dacă eu aș cumpăra o haină de lux, că era un magazin de lux, dacă eu aș cumpăra dintr-un magazin în care gresia era murdară. Și am zis, domnule, n-aș cumpăra, clar. Și mă puneam eu să frec acolo după aproape un an de zile și-o dat seama doamna că nu știa ce fac eu noaptea. Eu spălam acolo și citeam, că știam clar că dacă mă culc, se poate întâmpla ceva, adică nu e ok la job să dormi. Așa, că mulți probabil că făceau asta în locul meu, că eram singur acolo. Și am zis, ia să-mi țin așa, aveam 3 ore de spălat gresie și 3 ore aveam de citit. Era o plăcere să stai să citești noaptea normal, în liniște. Normal.
Așa. Și eu când le spun unor oameni, zice, domne, nu mai spune chestia asta că te faci de râs. Păi cum să spui când muncești? Dar e altă mentalitate, vezi? Dar nu poți să nu muncești de mic și să ai nu pretenții... Nu poți să reușești nemuncind de mic, Vasile. Nu poți să reușești nemuncind de mic. Poate că ai o șansă, un noroc să faci niște bani ușor, dar îi pierzi la fel de ușor pentru că tu te-ai educat de mic. Adică dacă nu ai educație prin muncă de mic, să începi de la zero, și eu când am făcut valoarea seral, m-am dus muncitor necalificat la întreprinsa și drumul de poduri Timișoara, era acolo sediul lângă gara din Timișoara, cred că și acum e acolo ADP Timișoara. Nu, și m-au pus să căram roaba, cu roaba și puneam pietre între, făceam linii de tramvai la Pădurea Verde și puneam pietre de alea între traversele așa ceva și am început la roabă, mâncam parizer pe ziar. Și eram pe șantier, fumam țigări buceci și asta a fost. Probabil că de-aia și am supraviețuit pe termen lung și m-a ridicat de la faliment pentru că am pornit cu educația asta de om muncitor necalificat simplu. Că ți-am zis, părinții sunt principalii vinovați că mă sună, bă, zice, mai ești un job pentru fiul meu, că acum a terminat. Zic, bă, de-l încoace, că îi găsești. Dar numai să-l pui șef care are facultate. Mă, dar dacă îl pun șef și el nu știe nimic din ce fac subordonații lui... O să în 3 luni de zile pleacă el singur pentru că să-și bată joc oamenii, râd de el. Trebuie să încep de la zero, să încep de la lopată, de la așa și chiar dacă ai studii superioare, nu poți să fii șef pentru că nu știi să-ți coordonezi echipa, nu te respectă ca lider. Tu trebuie să fii lider ca să ajungi un lider bun, trebuie să vii din echipă să ajungi acolo lider. Nu poți să fii direct lider fără să fii trecut în toate etapele, știi? Ca și chestia, cum cunoști un șef și cum cunoști un lider. Un lider, exact. Păi șeful e acolo, da, șeful să trăiți, el a zis, el a ascultat. Da. Când spune liderul, toată lumea în jurul lui și când te duci într-o cameră, clar că îl vezi pe ăla care e lider acolo. În două secunde, sigur. Acolo, sigur, este, sigur. El este de fapt șeful adevărat. Și oamenii îl respectă pentru ceea ce știe și cunoștințele pe care le împărtășește, nu pentru că țipă la ei, pentru că îi înjură, pentru că îi amenință că îi dă afară. Asta înseamnă respectul angajaților. Dar în România asta nu prea există. Bă, mai există, mai rar așa, dar există, știi? Pentru, tot din cauza educației, Vasile, pentru că s-au trezit mulți cu bani peste noapte, bă, îmi fac SRL, îmi fac firmă, la noi sunt, cred că, cele mai multe firme astea private care nu funcționează în toată Europa. Toată lumea e patron, toată lumea și-a făcut SRL fără să înțeleagă nici cele mai elementare noțiuni de afacere sau de business sau ceva. Și atunci se trezește patronaj peste noapte, angajează 10 angajați și terorizează pur și simplu. Și bă, dar am dat faliment, nu înțeleg de ce au plecat toți oamenii la mine, nu a rămas nimeni. El nu realizează, pentru că el nu are educația necesară să realizeze unde a greșit. Și atunci el nu... Și când după ce a închis compania și a pierdut toți banii, el nu-și dă seama unde a greșit, pentru că n-a început de la zero, n-a început de jos ca mine și ca tine să-și dea seama. În momentul când te educi, chiar dacă îți pierzi banii, dar tu ai rămas cu educația, creierul nu-ți ia nimeni, mintea ta nu-ți ia nimeni și învățătura nu-ți ia nimeni și cu aia poți să te duci mai departe, da? Dacă te rog. Da, eu aș fi vrut să te întreb dacă astăzi copiii tăi care nu sunt oameni de afaceri și care... Nici nu și-au dorit vreodată și nici nu i-am împins vreodată să fie oameni de afaceri. Nu te mâhnește chestiunea asta? Din contră, că nu mă iau... bucur că am reușit să fiu așa de matur și de deștept să-i las să facă amândoi ceea ce le place. E foarte, foarte important pentru că, cum a zis la seminar, la noi e moștenită pe vreau Ceaușescu, dacă părinții sunt ingineri, să copilul să fie inginer, chiar dacă n-are niciun skill de ăsta tehnic, dacă sunt medici să fie medic, chiar dacă copilul îi se face rău când vede sânge, dacă părinții lăutari sau cântăreți să fie și el cântăreți, deși n-are ureche muzicală, îl dai 10 ani la pian, după aia cântă în cea mai ordinară cârciumă pentru că nu poate să cânte pe scenă la Ateneu, că n-are focul la sacru și atunci... Eu, chiar dacă era Borel Ceaușescu și am făcut facultatea de construcție, am ajuns acolo dintr-o întâmplare că a fost în armată un an 7 de luni și n-am mai avut timp să învăț și m-am dus la o facultate unde să intra ușor. Eram conștient, pentru că toată viața am făcut doar ceea ce mi-a plăcut, probabil că de-aia am și reușit. Eram conștient că nu o să profesez niciodată, chiar dacă nu eram conștient în 87 că vine revoluția, că o să putem să facem afaceri, că o să putem să facem bani, că o să putem să deschidem firmă, eram conștient că eu sunt într-un loc greșit, nu-mi place și nu o să profesez niciodată, fără să știu prea multe despre revoluție sau despre asta. Pentru că când a venit revoluția, a zis gata, am terminat, s-a dus, ducă-se, nu mă interesează, nu-mi trebuie nimica, mă duc și fac comerț, că asta știu să fac și asta îmi place să fac. Da. I-a afectat sau viața ta de om public acum, pentru că tot timpul ai fost în lumea asta de business, da, de când s-au născut ei. Da. I-a afectat chestiunea asta de când ai ieșit pe YouTube, pe TikTok, pe toate platformele astea? Nu, pentru că erau deja maturi, când am ieșit pe platforme, copiii mei deja aveau familia lor, aveau copiii lor, adică erau suficient de maturi încât să nu-i mai afecteze sau ceva. Și eu nu ies pe TikTok să fac striptease sau să îndemn fetele să facă OnlyFans, să nu meargă la școală, din contră. Și atunci mă gândesc că i-a afectat la modul pozitiv, în sensul că fac educație tinerilor într-o direcție bună, adică
nu-i pun să învețe să câștige bani ușor peste noapte. Da, eu mă refeream la faptul că sigur te mai sună ce, mă, tatăl, hai, las-o, că uite, m-o suna nu știu cine să facem ceva, ai... Nu. Am avut totdeauna o relație foarte bună cu copiii mei și suntem foarte apropiați și totdeauna ne-am respectat unii pe alții, că asta e important, respectul și în familie și la serviciu și pe stradă și peste tot. Și atunci dacă ei au văzut că mie îmi place chestia asta ca să împărtășesc experiența mea de viață altor oameni, mă respectă pentru ceea ce fac și nu mi-au spus niciodată că bă, apar prea des pe la televizor, apar prea des pe YouTube, ai apărut pe TikTok și te-am jurat nu știu cine, că mai sunt și ei de la normal, dar... Atunci îți dai seama că ai succes și că spui ceva în momentul când te jură oamenii. Dacă vezi când te jură nimeni și n-ai niciun hater, înseamnă că ești banal și că ești degeaba și că mai bine te oprești, că n-ai făcut nimic. În momentul cu cât sunt, că i-am zis la, vorbeam cu Maria Marcel, cu prietenul nostru comun, zic, băi, că tot îmi spunea, bă, dar nu înțeleg că eu sunt om, și el e într-adevăr un om, omul lui Dumnezeu, așa, un suflet curat de copil are... Eu îl apreciez și respect pentru asta foarte, foarte mult, pentru că e un om curat și domnule, dar nu înțeleg de ce mă înjură lumea. Bă, zic că e bine, înseamnă că faci treabă bună și continuă că te înjură, că înseamnă că contezi. Dacă nu contai, nu te înjura nimeni. Asta e foarte important, știi? În viață, dacă nu ești contestat, înseamnă că nu ești unde trebuie. Da, ești un mediocru și dacă nu faci ceea ce îți place în viață, niciodată nu o să poți să scoți capul din mulțime, tot timpul o să fii un mediocru. Deci fă ceea ce îți place, chiar dacă e mai greu, chiar dacă e un efort, dar sigur vei reuși și te vei diferenția față de alți oameni. Tot timpul trebuie să fii diferit. Dacă ești banal și ești ca și ceilalți și nu faci ceea ce îți faci, îți faci doar mă duc la, mă fac milițian că e meserie bănoasă și ies la 45 la pensie, dar ție nu-ți place chestia asta și atunci tot timpul o să fii acolo în bătaie de joc a colegilor, a cetățeanului de pe stradă, pentru că ești un milițian care ai vrut doar pentru bani sau un preot doar pentru bani sau un doctor doar pentru bani sau niciodată nu o să scoți capul de mulți, o să fii un mediocru și o să treacă viața pe lângă tine ca gâsca până apă, fără să ai nicio satisfacție, nici profesională, nici să fii respectat la locul de muncă, nici nicăieri. Dacă ție îți place ceva, chiar dacă îți place să fii gunoier și să aduni tomberoane, e foarte bine decât să fii doctor, să fii nereușit și să își bată jocul de tine, e bine fii gunoier și fii mulțumit cu viața ta și cu ceea ce îți place. Asta e foarte important. Foarte important este să faci ce îți place, iar tu acum călătorești, te duci în foarte multe locuri și eu îți spun sincer că rămân plăcut, impresionat de multe lucruri în care eu n-aș putea să ajung. Te-ai dus la hotelurile alea scumpe din Londra, te duci în Suedia, te-am văzut la pescuit, te-am văzut pe mare, cu iaht, cu așa mai departe. Lucruri din astea nu-și pot permite toți oamenii. Nu prin ceea ce arăți tu că faci, oare nu unii se simt așa puțin? Nu cred. Eu vreau să arăt, pentru că ai văzut că oamenii ăștia bogați, cum vorbeam mai devreme, se închid în bula lor și sunt foarte secretoși așa. Omul este curios să vadă cum este o viață de om bogat și care își permite orice. De exemplu, m-am dus acum în Mongolia, n-ai văzut niciun vlogger în Mongolia, pentru că costă enorm de mult. Un bilet, doar biletul de dus întors cu turkish la economy, nu la business, e undeva la 2000 de euro. Și atunci un vlogger care călătorește cu un low budget ca Marian, ca Marcel, niciodată nu o să ajungă în Mongolia, pentru că el are bugetul 1000 și ceva de euro pe lună, cu cazare, cu mâncare, cu bilet de avion, cum spune el singur. Și atunci m-am dus în Mongolia, m-a costat pe 8 zile 28.000 de lire sterline, adică 30.000 de euro pentru două persoane, eu și cu Damian Amfile. A fost una din cele mai neplăcute experiențe, pentru că eu sunt tip comod. Eu de 15-20 de ani zbor doar la business class, nu stau la coadă, nu pentru ca să mă dau mare sau ceva, dar m-am obișnuit cu un anumit stil de viață și m-am obișnuit doar la 5 stele și m-am obișnuit cu căldură în cameră și cu... și atunci așa nu consider că mă dau mare, ci consider că ăsta e un stil de viață și că îmi permit confortul pe care... Și atunci normal că am zis, bă, mă duc în Mongolia să arăt și oamenilor cum trăiesc chiar în Mongolia, ca cu 2000 de ani, în iurtă, fără curent. A fost foarte neconfortabil în sensul că am dormit în iurtă, mi-am deschis tableta ca să-mi pun un vlog când am stins becul seara și am închis-o repede pentru că erau sute de fluturi, de păianjen, de asta la mine pe tabletă înăuntru în cameră. S-au mers, dacă mă duc la pescuit, ți-am zis că eu-s comod, dacă mă duci pe mai mult de 7 km la pescuit pe drum de pământ, îmi sar creierii și zic, bă, oprește, Vasile, hai să mergem acasă, că nu-l suport. M-am dus 600 de km pe drum de pământ în care mi s-au scuturat și nu știu ce mi s-a scuturat. Și am strâns din dinți, bă, m-am dus acolo ca să arăt la oameni cum e Mongolia, m-am să fac un vlog, ăsta e scopul meu și mă duc înainte, chiar dacă nu sunt confortabil, chiar dacă sunt pe drum de pământ, chiar dacă mănânc gândaci, chiar dacă beau lapte de iapă fermentat în loc de bere și asta este, am făcut-o și am arătat oamenilor cum e Mongolia, pentru că n-au făcut niciun vlogger din România, n-au făcut niciun vlogger, n-au arătat Mongolia de la cap la coadă, știi?
așa cum ai spus, este foarte scump. Și scump este, cred că, și timpul tău și aș vrea să-ți mulțumesc pentru cu mare faptul drag, Vasile, că oricând ai acceptat să vii la noi la podcast. Cu mare drag. Și sper să te mai revedem aici. Și eu, te aștept la București și să fac și eu un podcast cu tine. Cu cel mai mare drag îți mulțumesc și abia aștept să urmăresc podcasturile cu care ne tot ameninți, dar sunt convins că, așa cum te știu, lucrurile se vor întâmpla foarte curând. Da, și vreau să fac ceva profi și vreau să, cum ai zis tu, aducem oameni care au ceva de spus. Pentru că dacă aduci doar vedete care sunt super cunoscute ca să-ți crești audiența, ăia au aceeași poveste de viață și la tine la podcast și la mine și la un moment dat oamenii se plictisesc și scade audiența. Dacă aduci oameni cu povești de viață interesante, niciodată nu se va plictisi și oamenii se vor uita că au ceva de învățat. Ăsta e scopul podcastului, să facem educație, să arătăm pe cineva care a reușit sau a avut niște experiențe de viață și a învățat din ele și atunci facem educație, asta e important. Mulțumesc pentru că suntem pe același drum și încercăm să arătăm oamenilor că se pot întâmpla și lucruri bune, nu doar negative. Exact, exact. Da, îți mulțumesc și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit până la ora asta. Așa cum vă spun de fiecare dată, vă mulțumim pentru faptul că dați acel buton de like și abonare cei care nu ați apăsat încă și aș vrea să le mulțumim prietenilor noștri de la Alt FM care ne găzduiesc aici în studioul de podcast, pentru că podcastul este înregistrat aici la Radio Alt FM. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate și până data viitoare să ne vedem bine. Sănătate!